masă plină cu șaturi scârboase, aș spune eu, și întrebări... Să nu descurajăm, niște șaturi minunate. Bine, ok, minunate, gustoase, cu ingrediente de-astea uzuale pe care le găsești în orice bucătărie. Întrebările nu sunt la fel de gustoase. Întrebările sunt mai ciudățele un pic. Răspunzi la întrebare, nu bei. Nu răspunzi, hărși. Da? Însă, până la această provocare, noi vrem să o provocăm să ia loc pe canapea și să o așezăm la o serie de întrebări emoționante. Pentru că puțin știu că Bia Khalifa, că despre ea este vorba, a trecut prin foarte multe momente dureroase și că ea astăzi nu mai are alături pe cea care i-a dat viață. Și nici relația cu tatăl său nu a fost de-a lungul timpului una prea grozavă, însă cred că mai multe lucruri despre viața încă neștiută a sexoasei blonde aflăm direct de la ea, Bia Khalifa. N-am mai văzut-o de când era în Albania. Era în Albania pe un... Și m-am întors. La o terasă foarte frumoasă. Ne-ai făcut în ciudat, am văzut apa, am văzut marea ce era pe acolo. Am văzut nisip, am da. Văzut... Că s-a întors, dragă, s-a cocktail, întors aici. Soare, așa. Arătai foarte bine. Iar acum, iată-te în... Mi-ai zis că m-am îngrășat înainte. Da, așa, așa, s-a văzut, așa am văzut. Dar acum am dat seama, uite, uitându-mă la televizor. Parcă nu, ia mai întoarce-te un pic, întoarce-te un pic. Hai mă că pe asta e grasă? Da, nu. Nu. Sunt plinuță, e bine. Plină ești, de iubire. Nu, ești voluptoasă. De bine. E voluptoasă. Bine, a fost și o perioadă în care s-a tot stat. Nu ai avut unde să ieși, nu ai avut ce să faci. Nu, n-am dreptate? Atâta ciocolată am mâncat. Efectiv, cred că sunt dependentă. Aoleu, câtă da. Ciocolată mănânci pe zi? Multă, nu știu, nu sunt capul. Dar stai puțin, de ce? 2, 3, 5? Și trei. Și trei, deci da. Dormi în picioare. E ceva, e ceva. Dar stai puțin să spune că noi femeile refulăm în ciocolată atunci când nu suntem foarte fericite. Oh-oh. Nu, eu și când sunt fericită, când sunt plictisită. Ești plictisită? Da? Da, da, nicăieri nu e ca acasă. Gen, e nașpa când nu am toți prietenii, muzică. Uh-huh. Muzică nu pot să fac oriunde, îmi trebuie corect. Studio, îmi trebuie... Și noi care am geloși pe tine că ești în Albania. E bine da. Că te-ai întors aici. Nu, la Sarmat. Prima chestie, gen, mi-am luat o ciorbă de văcuță, efectiv, și am mâncat-o așa... Pe nerăsuflate. Da, te invităm da. Să-i rog pe canapeluța noastră. Spuneai că cel mulțumesc. Mai greu, da, este să nu-i alături pe prietenii tăi. Însă, cred că cel mai greu pe lumea aceasta este să nu ți-ai alături... Să nu-i alături eu pe părinți. Despre viața ta și despre familia ta, noi nu știm foarte multe lucruri, pentru că tu ai venit mereu aici cu zâmbetul pe buze, ne-ai vorbit despre vacanțe, despre intervențiile tale estetice și lucruri așa, știi, frumoase, călduțe. Dar vrem să intrăm puțin mai mult în sufletelul tău și să ne spui puțin așa, cum ți-a fost copilăria? Într-adevăr, revenind la chestia că ai spus că vin cu zâmbetul pe buze, eu nu sunt dramatică ca persoană, deci văd mereu partea bună în chestia, am o viață destul de happy și oarecum golurile lipsă, gen, sunt umplute de toate pasiunile mele și chestii care îmi plac, da? Foarte frumos. Și, ce să zic, despre mami... Cred că v-am mai povestit, mami s-a dus, sunt aproape 2 ani, nici nu am realizat cum a trecut atâta timp pentru că evit să mă gândesc la asta și oricum dacă mă gândesc, mereu îmi vin în minte doar momentele frumoase și chiar am avut o grămadă de momente frumoase, eu nu mai știu când ne-am certat cu mami. Cum este viața fără mama ta? Pentru că 2 ani de zile, la o vârstă atât de fragedă, indiferent ce faci în viața asta, că te duci, că te plimbi, că la un moment dat simți nevoia să suni undeva acasă. Și unde poți să suni mai repede decât la mami? Sincer, și după ce s-a dus, eu aveam, îi scriam mesaje, după aia îmi dădeam seama că nu mai e, pentru că ea avea Insta și așa. Și nu am realizat, deci am procesat foarte greu chestia asta. Oricum a fost un șoc pentru mine, într-adevăr. Ea era o femeie super, era blondă. Și era skinny, era... Slăbuță, blondă? Da! Frumușică? Și atât era un om de bun. Niciodată nu mi-a zis rău despre nimeni. M-a învățat să iert, m-a învățat să fiu calmă în situații nasoale. Și uite așa trec. Deci m-a ajutat.
Ai vreo poză cu mama ta, ai vreo poză cu mama ta în telefon, de exemplu, pe care o ții și atunci când ți-e dor de ea sau când simți nevoia să vorbești cu cineva apropiat, da, să vorbești cu ea? Da. Ai? Da. Seamănă mamei tale? Foarte tare, mai ales acum că mi-am scos acidul din buze. Ați observat? Am observat, da. Parcă ceva mai natural. Ne poți arăta și nouă poza cu mama ta? Da, doar că telefonul meu este foarte departe de unde suntem și... E foarte departe, da, deci... Trebuia să caut. Îl recuperăm până la sfârșitul discuției, uh-huh, și eu nu încheiem conversația. Din curiozitate, nu, okay, din alt motiv, sunt curios cum arăta mama ta. Mami, cum arăta? Da. Era o femeie fericită, în primul rând, că eu sunt de acord că dacă o femeie este fericită, radiază de frumusețe. Sunteți de acord cu mine sau nu? De acord. Și nu doar femeile, și orice bărbații, fericit, și copiii, și toată lumea. Gen, sunt foarte convinsă că are legătură starea de spirit cu expresiile faciale și așa mai departe. Era cât de apropiat erai de mama ta? Cât de deschisă erai? Foarte deschisă. A venit și telefonul. Iată, mulțumesc. O să stau să caut puțin între timp ce vorbim. Și... Aveați o relație apropiată tu și mama ta? Nu știu, te confesai mamei tale, îi spuneai de problemele pe care le ai cu băieți, cu școală, cu... Da, da. Mami m-a ascultat mereu, stați așa, că eu acum caut și o să... Am găsit ceva poze cu mami. Nu-mi dau seama cum poți să umbli la telefon cu unghiile acelea, dar e interesant. Ia, uite. O să arăt eu, dacă îmi permiți, da, cu mama ta. Într-adevăr, da. Într-adevăr seamănă cu tine. E foarte tânără, la... Este foarte tânără în poza aceasta. Da, la ce vârstă a decedat mama ta? 38. Da. 38. Foarte devreme. Ce s-a întâmplat cu mama ta? Poți să ne spui? Da, a avut o boală, gen o boală care nu se poate trata. A dus povara asta câțiva ani bun de zile și ea ne-a ascuns durerea oarecum, pentru că eu după ce s-a dus m-am interesat foarte tare. Ce se întâmplă? Ce a avut? De ce s-a dus așa repede? Și am văzut că efectiv e o boală cronică care apare, mă rog, nu vreau să intru în detalii, și am văzut simptome și chestii care știam că le are, doar că ea nu mi-a spus că sunt așa de dureroase, așa de deranjante, cum scria pe internet. A încercat să te protejeze într-un fel de toată suferința ei. Da, exact. Să nu spune ție povara aia. Exact. Și ce m-a șocat foarte tare este că bunicul meu, respectiv tatăl ei, știa că ea într-o zi... Nu va mai fi. Da. Și m-a șocat foarte tare pentru că, uite, și acum am un nod în gât. Adică, eu nu știu el cum a trăit cu faptul că știi că într-o zi se duce o persoană. Propriul și copil. Probabil este ultima zi în care, gen, mai bine că nu mi-a zis mami, probabil rămâneam cu traume și mai mari de... Mama ta urma un tratament sau... Da. Urma un tratament pe ascuns? Nu. Tocmai pentru a vă proteja? Ascuns, doar că eu cu fratele meu știam că este ceva mai... Nu atât de grav. Nu așa de grav și dacă este ținut sub control, nu este grav deloc, cum ar veni insulina, de exemplu, dacă... Asta a încercat să spună mama ta ție. Este ok. Ca voi să da, nu suferiți, probabil. Da, să nu noi nu știam și noi mereu am crezut până în ultima zi chestia asta, doar că n-a fost așa. Ce ți-a spus mama ta, dacă îți aduci aminte, nu știu, ultimile cuvinte pe care ți le-a spus, un sfat pe care ți l-a dat? Nu știu, te-a luat undeva și ți-a zis, uite mamă, vreau să spun ceva, eu s-ar putea să nu mai fiu peste câteva săptămâni. Uite, vreau să faci asta, 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 asta. Îți aduci aminte vreun sfat al ei? Ultimele cuvinte, nu. Mereu îmi vorbea frumos și îmi dădea sfaturi drăguțe, dar știu că odată mi-a spus că nu știe că o să... Adică eu n-am crezut, nu știu, acum dacă mă gândesc, efectiv, mă întristează și... Cum ai perceput acel moment în care ți-a zis că nu știe dacă va mai fi mâine sau poimă? Nu, n-am realizat. Nu-ți dai seama, gen, nu realizezi, pentru că nu știi cât de mare e durerea și nu te aștepți, nu, creierul tău nu procesează că asemenea întâmplare poate să... vină fix în viața ta, fix tu să fii... Te gândești că e un vis... urât. Da, efectiv, nu. Nici nu am stat să mă gândesc la posibilitatea că se va mai întâmpla. Mai aveai o speranță că totuși e ceva greșit? Nici măcar nu aveam o speranță. Eu eram sigură 100% că totul e ok, gen. Nu m-am așteptat. Eram în București și nici măcar nu era avion să pot să plec. Trebuie să plec cu o aplicație de asta, cu curse și
am plâns toată cursa la modul... A fost horror. Nu pot să-ți explic în cuvinte, Andrei. Mia, ai vreun regret? Există ceva ce ți-ai fi dorit să-i spui mamei tale înainte ca ea să se ducă sau să faci ceva cu ea? Aș fi vrut să fie încă între noi, să vadă cât de fericiți suntem și eu și frații mei, pentru că ea mereu voia să fim așa și eu oricum când ea încă era în viață, eram și mai rebelă, eram, nu eram așa stabilă, eram mai, nu știu, nu eram așa cu minte cum sunt acum. M-am maturizat foarte tare eu. Cu minte, ești da, acum pot să mă consider o femeie. Înainte mă consideram mai mult un copil adolescent. Erai mai rebelă. Ar fi foarte mândră mami de mine acum. I-a fost teamă, ți-a spus vreodată că e teamă că o să ajungi, nu știu, rău? Undeva, mă, mamă, dacă o ții așa, o să se întâmple pesimistă. Ceva rău cu tine? Nu, tocmai de asta, pentru că descurajezi copilul subconștient dacă îi spui chestiile astea. Nu, fiecare face ce vrea. Ea îmi spunea, uite, asta consider că ar trebui să o faci altfel sau nu cred că e bine, dar dacă tu simți că trebuie să faci chestia, pentru că, până la urmă, nu poți să oprești pe nimeni să facă ceva. Care a fost cel mai greu moment după moartea mamei tale în care tu ai simțit că ea te veghează de dincolo de ceruri și că te salvează din acea situație? Că este îngerul tău salvator? În pandemie, la început, Doamne, deci a fost așa de urât. Eu sunt obișnuită, dimineața plec, da, din casă și toată ziua fac ceva. Dacă nu sunt la studio, dacă nu mănânc afară sau dacă nu mă plimb cu prietenii, mă plimb singură și tot stau afară. Ajung acasă doar să dorm. Și pentru mine a fost... Wow! A fost horror. Pentru că m-am prins casă, în Turcia pentru că eu să îmi fac operațiile despre care v-am vorbit data trecută la față. M-am dus acum un an și cât a trecut de când a început pandemia. Un an și vreo și atunci am rămas blocată în Turcia singură. Eram... Doamne, eram așa de singură și știu că mi-am luat 3 bilete de avion și mi le-am anulat pe toate și la un moment dat am mers. Și a trebuit să stai la hotel, nu? Sau da. Să stai la cineva? Nu, la hotel a trebuit să stau, dar bine, erau ieftine atunci. Totuși s-a văzut, ok, se cunoaște, pentru că, na, în primul rând și condițiile, altfel e acasă și unul e la hotel. La hotel ai, nu ai ce trebuie într-o casă. Și uite, pentru că vorbim de acasă, ai vorbit de mama ta, care din păcate s-a stins Dumnezeu să o odihnească, dar nici cu tatăl tău nu ai avut o relație foarte bună. Ai avut un tată care te-a cam... Tati a fost mai, mai dur cu mine și nu m-a înțeles niciodată aproape. A și... încercat să te corigeze lovindu-te decât să discute cu tine? Nu e vorba doar de asta, dar a fost și ceva, a fost stres psihic pe mine, adică eu cu tatăl mă înțeleg foarte bine acum că suntem separați, dar nu știu ce să zic, dacă am stat mai mult timp împreună, probabil s-a schimbat, dar când eu eram mai mică, nu eram fericită. Care era relația ta cu tatăl tău? Adică, nu știu, discutați, te lua vreodată, venea acasă și zicea, uite, hai să stăm de vorbă, să, nu știu, ce probleme ai... Încercam să discut cu el, doar că nu am reușit niciodată să vorbesc chestii personale și mi-a lipsit comunicarea și cred, sunt sigură 100% că comunicarea între părinte și fiu este ceva esențial. Esențial pentru că dacă nu, o să vorbească anumite chestii sau împărtășește anumite experiențe cu alte persoane care sigur nu-i dau un sfat cum îl dă un părinte. Nu? Pia, nu ai încercat să ți-l apropii pe tatăl tău după moartea mamei? Adică în ideea în care e singurul părinte în viață. Nu am încercat să fac chestia adică, asta. Adică cumva moartea mamei tale nu a fost un declic pentru tatăl tău? Sau chiar și pentru amândoi, pentru a vă apropia unul de celălalt? Nu. N-a dat semne în perioada asta că ar vrea să vină către tine, nu știu, să-ți dea un sfat, să te... Vorbim foarte rar, gen, am început să vorbim puțin mai mult în ultima perioadă, doar că nu suntem foarte de acord, gen, nu mă susține foarte tare. Cu ce anume nu e de acord din viața ta? Poftim? Cu ce anume nu este de acord din viața ta? Cu chestii mărunte, asta mă deranjează, de exemplu, unghiile, buzele, adică o spune, uite, de exemplu, nici mami nu era de acord cu buzele, mami n-a avut nimic. Oricum, cred că și înainte nu se făceau chestiile cum e în ziua de astăzi, fetele toate au ceva sau... Dar mami mi-o spunea la modul frumos.
nu știu. Mm-hmm. Nu spunea gen, dacă tu ai buze, nu te vreau. Dacă tu ai asta, nu, ești greșită. Și chestiile astea mă fac subconștient și pe orice persoană să fim insecure, să avem insecurități. Pentru că nu mi se pare normal să-ți spun ție că ești greșit dacă... Una e să nu-mi placă. Să facă ce vreau, oricum. Una e să nu-mi placă mie ceva, o trăsătură, o ceva la o persoană, și una e să spun ție că tu ești greșit, că ai ceva anume. Deci mi se pare foarte... nu mi se pare dar ok. Dar în afară de aceste lucruri fizice, da, cu care tatăl tău nu rezonează, să spun așa. Nu știu, tatăl tău stă în București, te ajută cu bani. Tati, nu mă ajută cu bani. Nu mă ajută cu bani. Și... Tu din ce te întreții? Adică tu de unde reușești să... Păi prima dată am fost dansatoare, plus că bunica mea m-a ajutat mereu. Deci ai suportul familiei, dar din altă niciodată nu am rămas fără o poftă îndeplinită sau chestii, pentru că mereu am sunat-o pe bunica mea, i-am spus și mereu m-a ajutat, niciodată nu a ezitat. Dar deci am fost dansatoare, apoi m-am lăsat cu chestia cu mami, gen, m-am lăsat. Nu mai aveam mood. Pentru că nu pot să mergi să dans. Gen, nu, era imoral, efectiv. Și plus că nici nu aveam starea, mi se vedea pe față, nu. Și de atunci nu m-a schimbat. Cred că oricum m-a schimbat complet ca persoană, pentru că nu mai sunt fata aia care mereu este la party. Nu sunt genul ăla de persoană acum. Te-ai mai cumințit? Da, nu știu. Nu mai ești așa atât de rebelă? Apreciez, da, exact. Apreciez mai mult viața, probabil, sau... Încerc să fac un pic... Ce anume apreciezi cel mai mult la viață în momentul ăsta, trecând printr-o perioadă destul de zbuciumată a vieții tale? Apreciez că am o grămadă de persoane care mă susțin, persoane de calitate, și îi susțin și eu pe ei. Și e iubirea aia de colaborare, nu știu, oamenii sunt faini. Și, nu știu, muzica, acum muzica... Te accesi pe partea artistică. Da, aș vrea să fac carieră. Ar să dea Dumnezeu să faci lucrul ăsta. Uite, noi avem pentru tine un mic carusel de întrebări. Apropo de partiurile la care nu mai mergi, exact. De șaturi. Avem niște șaturi pentru tine foarte bune, o să-ți placă la nebunie. Okay. Dar și niște întrebări. Ca să te atingi de șaturile alea, trebuie să refuzi întrebarea. Răspunsul la întrebare. Dacă răspunzi corect la întrebare, nu mai bei șaturi. Șaturile okay. Te-anunț de acum. Eu nu beau alcool, așa că o să... Nu sunt neapărat cu alcool. Nu au pic de alcool. Pe bune? Da, nu? Au de toate, numai alcool. Aici când okay. Vrem să fii gentleman și te rog frumos. Țin telefonul, ok? Hai. Bun. Mergem la prima întrebare? Da. Amestecăm? Tragi tu? Da. Ca să nu zici că... Norocul ei. Mamă, ce crește. Hai că citesc eu, să fie mai... Ok. Da? Ai unghiile... Uite, dacă puteți să dați un tadru pe unghii, parcă e Homar. Știi, sunt alen. Sunt arme albe, nici... Cum li se spune? Sunt arme albe. Ah, arme albe. Da. Hai să vezi aici arme albe, întrebarea mea pentru tine. Okay. La ce vârstă ai avut parte de prima noapte de amor? Tu ți-ai tras-o cu mânuța ta. Ori bei, ori răspunzi. Eu zic să răspunzi. 15 ani. Cât? 15. Făcuți sau neîmpliniți? Nu, făcuți. Împliniți. Da. Făcuți 15. Da. Cu cineva cunoscut? Ei, câte întrebări? Se dezvoltă că era a doua. Era cunoscut? Încă nu trebuie să-mi dai numele. Să ne spui era cunoscut? Da. Cunoscut cine era? No, bine. Ai avut o relație cu el mai mult sau a fost one night stand? Cred că sunt prea evidentă. Ce? De ce? Da, era cu D, îl cheamă cu D? Ne referim la Dani Mocanu? Deci nu e el. Deci uitați-vă un pic la mine. Nu e el. Mai asta a fost mai în Albania asta înseamnă nu și asta înseamnă da. Și în Bulgaria. Okay. Bulgaria la fel. Ok, deci am învățat chestia asta. De zile, deci da? Am lămurit o prima experiență sexuală sentimentală. A fost cu Dani. Poate să faci un șat. Șat după șat. Deci nu trebuie să bei nimic. Te-ai scultat, poți să-ți și dați în timp. Dacă aveți muzică, puteți să puneți că ea dansează. Exact. Hei, ce cu monotonia asta. Cu prietenul nostru să-i dea Dumnezeu sănătate. Te-a făcut fericită, ia cu pene. Mai cu care domnul să nu lasă singură. Exact, să nu lasă singură la greu. Ia cu fomarul. Mamă, ce crești. Citești singurică sau citi? Nu, de vreau să nu s-a puce bilet. Natalia are o voce mai caldă, mai... Fiți atenți. Cu ce vedetă din România nu ai ieșit niciodată la date? La o întâlnire. Nu știu dacă e vedetă sau meme, dar nane. Never. Nane? Da. Nane? Da. Ți-a zis ceva? Ți-a greșit cu ceva? Ceva nu, trebuie, e negreșit. Nu mi-a zis mie, n-ai doamne. N-ai spus că nu e bine să zici de nimeni că e greșit? Da! Nu, el e o excepție, crede-mă. Da, e un misogin și gen promovează chestii nașpa în care nu vreau să intru acum. Dar deci gen, nu cu nane. O să vă dau un link în deci, podcast. Deci cu nane. Interzis nane.
Hai. Never. Never forever. Ia de aici și dacă vă dai mână bună. E sinceră, mă, nu trebuie să beau, uite, vezi? Da, mă, da, eu sinceră. Da. Ți-am zis că nu beau nimic. Masa asta o să... Fiți atenți că masa asta... Oțet, ulei, benzină, avem tot ce trebuie să facem. Mi-e foarte frică de întrebările astea. Care este cel mai scump cadou primit vreodată? Arde-l. Hai că trebuie să... Dai, nu! Adică la ăsta bei și la celălalt te-ai spus? Cel mai scump cadou, ce nu poți să ne spui? O mașină, ce nu vreau să spun. Nu vreau. Ai primit mașină? Dar fii sincer. Ce mașină? N-am permis. N-ai permis. Da, stai puțin. De ce să nu-mi plac ceasurile și nu port bijuterii? Okay. Minunat, dacă primești, dacă primești să mă sun pe mine. Auzi ce vreau să spun. Dar eu ce ai primit, doamna Tonă? Geantă? Nu, ce geantă? What the fuck? What the... Hai să nu vorbim. Nu, what the naiba, eco, se zice la noi. What the hell? Dar bine, oricum e în germană, nu înțelege nimeni. Vă rog? Deci de-aia n-ai răspuns. Hai. Deci ăsta cu ce? Dar ce mă fac așa de neprim? Nu poți să ne spui un inel? Dar nu vreau să... Nu, ce? Nu-mi plac. Nu port inele, nu port nimic. Deci nu vrei să ne spui. Bine. E ok, e ok. Bine, domnișoară, bea. Bea. Mamă, dar te-ai dus direct pe ăla care... Hai, lasă. Nu cu limba. Hop, hop, hop. Ai, ai, ai. Ce este? Hai, ultima întrebare. Doamne, ce a spus aici? Chiar nu știu nici noi. Mi-e rău, dați-mi puțin apă, nu mai pot, nu mai suport. Ia scoate apă. Ia scoate limba. Asta e apă. Ia de acolo, uite, aia apă rece. Apă rece. Nu, ce limbă galbenă, e foarte drăguț. Se potrivește. Bun. Cu... Mai avem o întrebare, imediat după ce se va hidrata un pic. Hai, Bia. Ia întrebare. Borăsc, nu vomit, nu vărs, borăsc. Nu, borâncă, că nu e momentul, ce să spun. Ia cu întrebare. Dai la boboloci. Ultima întrebare, fii atent, acum aia a treia e nebună. Fii atent. De câte ori ai fost înșelată? Mama, să-i nasoală. Ce? Mă, ce nasoală? De câte ori la mine sunt înșelată? Și tot eu l-am lăsat. Mă, nu știu, de câte... De câte ori l-ai prins, poftim, na. De câte ori ți-ai simțit că... Păi, ai când nici nu l-am prins, a dat de gol singur, prostul. O dată, de două, de nouă. Ce faci, prostul? N-ai mă cum. Deci nu mai... Băieți, în ziua de astăzi... Dar cine? Era cunoscut ăsta de... Nu, e cunoscut, credeți-mă, nu. Dar de câte ori ai înșelat tu? Eu? Da. O dată. O dată și bine. Da, frate, am zis, frate, să moară Jaxana, efectiv, a fost top, nu-mi pare rău. A meritat, frate, m-a înșelat cu... Boccie, doamne, deci era așa de urâtă, sincer, n-avea nimic special. Pe locul lui, mai bine, Manuela, știi ce zic? Adică vrei să te mint? Da, bine, okay, beau toate șaturile. Ce să zic? Da? Șatul ăsta te-a dus în niște curmi pe care noi nu mai avem control asupra ei. Nu mai luăm pauză și revenim după. Pauză! Pauză, la revedere!